Ceea ce până de curând reprezenta o simplă bucată de pământ de pe malul lacului Sudghiol se transformă cu pași repezi într-o destinație turistică. Cele două proiecte demarate de primăria orașului Ovidiu ce vizează realizarea unui debarcader precum și a unui parc sunt tot mai aproape de finalizare. Este vorba de două pontoane plutitoare, punctul de servire a mesei pentru pescari, acea cherhana, parcările aferente și toate dotările. Investiția decurge bine, suntem în grafic, în acest moment estimăm că suntem la aproape 50% din lucrare. În 2-3 săptămâni, cel mai probabil din ce am vorbit cu constructorii, vom termina cu tot ceea ce înseamnă turnarea betoane. Termenul de finalizare oricum e spre sfârșitul acestui an. Atât reprezentanții administrației locale, cât și locuitorii orașului și-au dorit o schimbare pe malul lacului. Debarcaderul va fi continuat cu o zonă de promenadă, care până la sfârșitul anului va dispune de toate dotările necesare.